fraților, deci trebuie neapărat să intrați pe linkurile din descriere de la Eneba. Dăm aici pe Check Offers pentru că în acest moment sunt niște mega oferte unde găsiți jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Avem Dead by Daylight la 3,89€, GTA 5 la 8,65€, frate, o mega reducere, Battlefield 5 la nici măcar 1€, frate, adică 0,99€, Payday 2 la 1,54€. Dăm spre exemplu, uite, pe jocul ăsta, City of Gangsters, 16€, îi dăm buy now și aici avem gata discount code, dăm click, băgăm codul ZAZANTRI și mai primim o mică reducere care vă ajută și pe voi, dar care mă ajută și pe mine să continuăm această colaborare. Deci, toată lumea pe Eneba, dați acolo subscribe, bineînțeles, toată lumea pe Eneba, linkurile în descriere, mega oferte și haide să trecem la episod. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod foarte, foarte special din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Bine, în această dimineață minunată o să ne jucăm iarăși 1 versus 1, dragi prieteni, eu contra Gabriela, iarăși Gabriela m-a provocat. Bună. Pentru că câte ore ai acum în joc, Gabi? Are mai multe, cele ore, prietenii mei, are 1200 de ore în joc, acum știe să joace puțin cel mai bine, prieteni, și l-a provocat pe maestru, cum am putea spune, uite, Gabi. O să fie foarte interesant, prieten, Georgian o să fie comentator, Georgiane, vreau să comentez cât de bine poți tu, prietenul meu. Și ne jucăm pe Inferno, adică la noi acasă aici, prietenii mei. Păi, mi-a făcut manevră, Gabi, aia vreau să zic și eu, nu am telecomanda, de aia era aici lângă mine, prieten, o să cam mor de cald, e manevra asta, dar nu este nicio problemă. Păi, înainte de toate, aș aprecia din tot sufletul dacă fiecare dintre voi ați apăsat pe acel buton de like, să vedem câte like-uri strângem pentru acest episod minunat, prietenii mei. Și haideți să dăm câteva capete frumoase, prieteni, dacă suntem în stare. Apropo, Gabi și-a făcut warm-up-ul în deathmatch înainte, prieteni. Nu, e adevărat. Haideți să vedem dacă știe să joace mai bine acum și scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige. Eu sau Gabriela? Scrieți în comentarii acolo și vedem cine ghicește. Nu, păi nu, păi stai puțin că nu... Cum adică stai puțin? Erai cu shift-ul pe mid. Păi da, că nu te auzi, încă vorbei. Păi și? N-am înțeles nimic. Nici eu nu te auzeam, aia era problema. Oricum mergeam cu shift-ul, ce voiai să auzi? Ci că nu te auzeam că vorbeai, de eu mergeam cu shift-ul. Păi stai așa că nu înțeleg, ce legătură are fata mea? Da, bravo. Bravo. Am intrat site, te pup. Foarte bine. Ce faci, fata mea? A început cineva să dea cu ciocanul. Auzi și tu? Nu. Normal că n-auzi. Mamă, băieți, îmi pare rău pentru sunetele care se mai aud. Gabi, ești cam concentrată, văd, te ascunzi. Da, logic. Te ascunzi, drăguță. Da, pentru că am un pistol și n-am armură. Da, ce putem spune, băieți, SMG Zimbirski, ești nebun, creatorul aici. Creatorul la... Nu mai intri în site-ul ăsta, dar nu, sigur. Ci că nu mai intru în site-ul ăsta, boy. Uite, a venit coconut. Gata, aolo, gata, prieten, nu mai intrăm în site-ul ăsta. Cum? Bă! Putem spune, prieten, că nu mai intrăm în site-ul ăsta, prieten. O, te auge? 3 la 0, prieteni mei, 3 la 0, mă! Am început bine, băieți, și Gabi are și urma. Mă, Gabi, ai și urma. Wow, că nu m-am jucat azi. Mi-ai dat invite fix când am intrat acolo. Ei, na, erai de ceva. Mamă, bă, dar dau ăștia cu ciocanul fix la mine, creier, ești nebun. 3 la 0, prietenii mei. Ia ta-l din gură, ia ta-l din gură. Gata, gata, fata mea, tac. Vorbe prea mult. Și gata, nu mai vorbesc, prieteni. Prieteni, uitați-vă la tot episodul, prieteni. Deci nu știu de unde poți veni, mă stresează. Cum? Doamne, erai cu 96, uite cât căcat. Vezi, n-am vorbit și tot ai murit. Oh! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu se poate, trebuie să... A comentat bine Georgian meciul ăsta, prieteni. Da. Lasă, Georgiane, lasă că n-ai ce să comentezi, că oricum îi dau numai... Numai capac îi dau. Ok. Yes! Oh!
Nu se poate. Let's go, boys! Se numește strategie. Se numește strat. Se numește căcat pe care îl mă. Băi, de ce îmi place așa mult când o bat pe Gabi la 1v1? Păi, pentru că mereu ea are impresia că o să-l bată pe domnul creator, dar... Ia, mă! Aolo! Ce s-a întâmplat? Okay. 5-0, prieteni. A, mă, că mai are o șansă dacă e. Mai încolo. Stai și în gură, George. Mai are o șansă, nu acum, prieteni, dar mai încolo. Este o șansă mereu. Păi te joci cu AUG-ul meu. Da, și tu ai avea AUG chiar acum, și? Nu aveam AUG, aveam M4. Da? Da. Băi, ce păcat, e... Păi nu, eu am 16.000 de dolari, dar nu vreau să dau banii pe altă armă, că e foarte bună arma ta. Dacă tu o folosești, o folosești și eu, nu? Să rămână. Ce faci, site? Foarte bine, tu ce... Ce dă, Zuza, Andreiu? Aolo, era să mor. Hai, Gabi, că momentan este 7-0. Băi, băi, este un joc serios. Nu vreau gen să ziceți că o las pe Gabi să ia runde sau ceva. Nu mai zicea și pe m-a lăsat. Dar așa e, mă, cu ăștia mai săbuți așa. Și am început eu primul la Tero, prieteni, pentru că așa a fost. Și a luat Negevul minus 49, prieteni. Da? Uite, mi-au AK-47, să nu zici că sunt răuți. Asta e, prieteni, nu mai câștigăm la 0 acum. Unlucky, putem zice, dar cu arma aia de jegoș. Ce drept, cu arma aia de jegoș e greu. Are aceeași armă, sigur. Nu. De unde ești, fata mea? Mamă, joacă așa. Când o să fiu CT, fata mea, o să fie greu pentru tine, știi, doar, nu? No. Deci te-am auzit, nu. Te-am auzit. Da. Nu știu, ai o gândire mai dubioasă, e dubios. Da, prieteni, gândire mai dubioasă că o bat din toate colțurile. Nu e adevărat, dar... Gândire mai dubioasă, prietena. Așa se numește când îți iei bătaie, ai o gândire mai dubioasă. Nu, uită-te și tu, uită-te și tu cum ai. AVP, prieteni, AVP, tot cu acaușă, nu iau AVP, să nu spui că sunt rău. Ți-am văzut mânuța și ți-am dat direct mare pre-fire acolo, fata mea. Ți-am văzut mânuța și... Ți-am văzut mânuța. Te-am distrus. N-ai ce să zici, gata, mai ai ce să zici? Ia te abandonezi? Nu! Nu? Doamne, am uitat să-mi iau armură. Doamne, ce e în capul meu? Poate mă bați. Te-ai gândit că poate mă bați fără armură? Știi și tu că nu mă bați, da? Da, unde ești? Uite, nu mai... Ce prost am tras, doamne, ce prost am tras. Doamne, și n-aveam nici armură. Vezi, uite, ți-am zis, măcar așa. Da, sau hai că mai ai ieșit tu 2-3 runde să nu zică băieții că... Că n-ai mișcat deloc. Mamă, la CT, prieteni, vă dați seama cât de ușor o să fie la CT pentru mine? De ce tragi? Că-mi permit. De ce arzi? Eu? Da. Nu ar, dragul meu. Nu arzi, draga mea. Sigur. De ce m-am băgat eu acolo? De ce m-am băgat? Ai vrut tu să vii să te bați cu mine aici? Aia, păi dacă vrei.
Mamă, dar eu am un headshot ratio destul de mare, prietenii mei. 9 kill-uri, 10 kill-uri, 80%, adică 8 din 10 headshot. Hai văzut ce ai văzut George, ce am făcut? Am văzut. No, ăsta nu e meciul, bă. Da, adevărul e că altele sunt. Na, 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 na. Deci, reflexe! Ești... Nu, ești că nu mă aștept. Cum adică că nu te aștepți? Că tu ai tras prima în mine. Tu știi că sunt acolo, că am dat smoke-ul. Cum adică nu te așteptai? Da, nu aș vrea să ieși, să te uiți la mine. Păi m-am uitat, că nu pot nici să smoke-ul încă, logic, nu? Știam că mă pușeze acum, aia e două glanțe, 4-7-2. 11-3, prietenie lejereanu, așa, mamă, dar acum nu mă mai pot bate, primit că are AUG-ul. Ce-mi iau chestii inutile? Ia-i să ne batem pe mid, prieten, chiar dacă are AUG-ul ăla gigocios, să pierd măcar niște runde, să mai așa, nu? Am rupere de la două. Mamă, stă chem cu AUG-ul pe mid, prieten? Tot eu trebuie să pușeză. Wow. Unde ești fata? No, no, what the fuck? De-aia mă chemai tu pe mine pe mid. Lucky. Păi dacă ai AUG-ul, ce mai pot să zic acum? Fraților, încă o dată nu uitați să rupeți like-urile alea dacă vreți să postați și mai multe clipuri. 12 la 3, prieteni, putem spune un meci frumos. Un meci elegant. Gabriela poate peste o lună să depășești creatorul, dar e greu acum. Să da, fii atent că vin pe mid, ai grijă. Bravo. Mă duc în B. Hai tu pe eu. Hai vină încă. Hai de capul meu. Oh, damn, bro. Mai aveam 22 HP, că mi-ai dat cap din bun. Nu înțeleg. Cum? Da, cum? Da, te las numai low. Deci nu înțeleg. Pentru că ai bulan și după ți arăt eu skill. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Dai puțin, îmi bate aerul în cap. Ai scăpat cu aerul ăla. Că altfel îți ai nei din gură. Mm-hmm. Hai de capul lor. Ia-l. Tăcă. Unde-i, mă? Hai, plantează. Îmi plantezi? Te aștept, dragul meu. Mă aștepți? Bine. Plantează, mai ai 55 de secunde. Oh, tu crezi că merge cu fake-ul la mine? Ia uite, mă, ce manevre, băi, băiatule. Oh, dar dăm bine pe cap, prieteni. Am mă, Gabi, doar 3 runde. Până, de fapt, cam atât a luat și Coco. La fel de sabie, aia. Serios? Nu, cred că a luat puțin mai mult. Cred că a luat vreo 5. Alex a luat 4. Ce prost am tras, doamne. Te-am prins, fata mea, nu scoate cap. Ia uite, op! Da, mă, băieți, cam ușor meciul ăsta, nu cred că mai ai nicio rundă acum, că... Da, 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 da. Ce? Bine. Doar 3 runde, prietene, Alex a luat 4, să vedem dacă Gabi o să se ridice la nivelul lui Alex sau nu. Dar nu cred, sincer. Flashbang.
Bă, cum nu și-a hituri? Doar pe ea trăgeam voi, ați văzut? What? Cred că nu treceau gloanțele prin... Nu știu ce dracu s-a întâmplat, prieteni. Dar nu intrau gloanțele, mă. 15-4. Aoleo, am ajuns. Doamne, n-ai idee cât m-a chinuit. Văd. Eu nu înțeleg cum nu te omoram. Eu mereu eram sigur că gata, te omor acum. Te omor, hop. Hai, gata, mori. Au încercat să-mi dea taser? Ai încercat să-mi dai taser mie? Vedeți, băieți, ea a încercat să-mi dea taser, eu i-am dat lamă. Putem spune ghinion, prietenii mei. Da, mă, fraților, băi, cam ăsta a fost episodul. Gabi, niște păreri? Mai ai până să mă întregi, nu? Mai ai, mai ai. Mai jucăm peste o săptămână. Peste o săptămână, prieteni, ce este luni, lunea viitoare, mai jucăm un meci cu Gabriela să vedem dacă a mai evoluat. 16-4 meciul acesta, băieți. Cam ăsta a fost clipul, nu uitați să rupeți acolo like-urile alea dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri de acest gen și noi, bineînțeles, că ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută, în continuare vă doresc tuturor, bye bye!